În perioada 19-31 octombrie 2018, dosarele de înscriere se transmit inspectoratului școlar, se verifică și se avizează. Candidatul i-a anunțat dacă dosarul de înscriere i-a admis sau respins. Până în data de 31 mai 2019 se vor organiza inspecțiile la clasă, iar în data de 24 iulie 2019 va avea loc proba scrisă a examenului. În 31 iulie 2019 se vor afișa rezultatele inițiale, iar între 31 iulie și 1 august se vor depune contestațiile. Rezultatele finale vor fi afișate în 5 august. În metodologia de examen se precizează că proba scrisă începe de la ora 10, iar durata examenului scris este de 4 ore. Înainte de a susține proba scrisă, candidatul trebuie să treacă de inspecțiile de specialitate la clasă și de evaluarea portofoliului profesional.